Mihai Răzvan Ungureanu va conduce Serviciul de Informații Externe. Ungureanu a primit 278 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă, iar 5 parlamentari nu au votat. Printre cei care s-au prezentat la scrutin a fost și deputatul Partidului Social Democrat, Vasile Popeangă. Deși socialdemocrații gorjeni au spus că vor boicota ședința și că nu se vor prezenta la vot, deputatul Vasile Popeangă a făcut contrariul, pentru că, spune el, și-a dorit să își exercite acest drept. Parlamentarul spune că a votat împotrivă. Eu am participat la vot pentru că mi s-a părut inoportun să fie acest drept de a vota pentru o lege sau pentru o hotărâre fiind unei camere sau camere reunite. Am votat împotrivă. Gestul făcut de Vasile Popeangă i-a deranjat pe socialdemocrații din Gorj. Popeangă a încălcat regula și nu mi se pare normal ca să ieși din această regulă stabilită și cu decizie politică. Deși socialdemocrații și-au dorit să boicoteze ședința din Parlament, ceea ce au și făcut, reprezentanții opoziției erau convinși că Răzvan Ungureanu va obține voturile necesare pentru a fi numit în fruntea SIE. Sincer să fiu, mă așteptam. Odată cu declararea de către UNEPR și de către Gabriel Oprea a susținerii pentru Mihai Răzvan Ungureanu, mă așteptam să se întâmple lucrul ăsta. Singura emoție pe care aveam la un moment dat era legată de cvorum, care a fost rezolvat destul de ușor. Numirea domnului Ungureanu la SIE nu este o surpriză, până la urmă nu este un nume care a apărut așa de nicăieri. Să nu uităm că domnul Mihai Răzvan Ungureanu a mai condus Serviciul de Informații Externe și din ce știu eu, în acea perioadă nu au existat voci care să-i critique activitatea. La vot au fost prezenți 289 de parlamentari, din care și-au exercitat votul 284 de membri ai legislativului. După anunțarea votului, Ungureanu a depus jurământul în fața Parlamentului, în calitate de director al Serviciului de Informații Externe.